Dacă te uiți în apă, vezi pești, scoici și alge. Dacă te uiți la cer, vezi nori, stele și avioane. Dacă te uiți la Pro TV, vezi concurenți, distracție și pe magnificul nostru prezentator, Cabral! Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii. Sigur că vezi, sigur că vezi concurenți, sigur că vezi studio, că vezi lumini, dar voi nu știți prin ce trec eu în fiecare zi ca să începem toată treaba asta. Că în primul rând trebuie să iau pe toți operatorii la rând, că sunt acolo, să sunt toți cioporți, trebuie să iei frumos de urechi, să duci care la cărți, care la ping-pong, care își dau un dăla cu cafea întoarsă, că nu știu, n-am înțeles ce fac. Iar pe Silviu, capătul 14, care dă bani împrumut pe aici, de la locul lui, la camera lui, ce să mai... Trafalet? Păi Trafalet face trafic cu pastă de... Cum le zice? Pastă de jumări. Face pastă de jumări acasă. Face jumări și face pasta din ele. Și după aia, în pasta aia, mai bagă și niște ardei de la iute, pe care îl toacă frumos, pam, 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 puțină ceapă, pam, 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 pam. Și deasupra, în borcanul ăla, mai pune deasupra, ca să nu se strice, să nu se așa, pune un degețel de untură deasupra. Pac! Și face niște borcanele, le vinde pe aici. 250 de euro, le zice că bagă înăuntru, nu știu ce ciupercă franțuzesc. Nici un Monte Carlo, totul e buftea, dar nu mai contează. Că aia, el face trandafir, păi trandafir, l-ați văzut cum vine? Vine și cum te apropii de aici. Am ciocolată, vrei ciocolată? Ce trandafir? Am cu vrigie, și cu vrigie, vrei cu vrigie? Hai zi, dimineața m-am luat când am apărut, am salam de biscuiți. Vrei? Și zi, dă și mie două. Două chile, nu trandafire, două bucățele. Deci este ceva, nu... Și asta e, toată... Asta alaltă, uite-l. Uite-l pe plantă, uitați-vă. Plantă are tot timpul în buzunare casurile de alea de mici. De alea. Trei mici, o felie de pâine și un pic de sare. Ce dă și mie două. Pac, pac, două, jap. Deci este ceva de nu există așa ceva. Și eu trebuie pe fiecare să-i strâng, să-i adun, să-i pun la locul lor. Este ceva de nu... În sfârșit, nu mai zic de Codreanu că trebuie luat de acasă, că tot timpul uită unde lucrează. Îl luăm de pe la alte televiziuni de în față, dar nu vă puteți echipui. Da, în sfârșit. Cu cine jucăm astăzi? Voicu! În aplauzele voastre, familia Voicu. Din București sunt ei conduși în luptă de Nadia. Bună, Nadia! Bună, Cabral! Nadia se ocupă de controlul calității într-o companie multinațională și iubește plimbările cu prietenii, distracția și pregătirea prăjiturilor. Nu suportă să calce sunetul sirenelor și mâncarea ce conține ficat. Cu cine ai venit, Nadia? Te dă în cap. Nu mai repeta treburile astea. E groznic. Am venit împreună cu nepotul meu, Cosmin. Salut, Cosmin. Salut, salut. Două din cele trei comori pe care le am acasă. Cosmin? Ioana, nu. Ah, ok. Fata mea, Ioana. Ioana? Și soțul meu, Ionuț. Salutare, Ionuț. L-a făcut comoară, lăsați un pace, ce aveți? Și verișorul meu, Adrian. Salutare, Adrian. Salut, Cabral. Cosmin este hairstylist și student la Facultatea de Alimentație și Turism. Este un entuziast al jocurilor video și al plimbărilor în natură. Nu trece o zi fără să facă sport sau fără să dea gata niște costițe suculente de porc. Ma. Trec mai departe. Mâncăm după. Ioana este studentă la medicină și se simte cel mai bine în mașină la drum lung, consumatoare de seriale. Ioana este dependentă de pizza și de călătorii. Se visează în Norvegia, evită să rămână singură în casă și se laudă cu o colecție vastă de bilete de cinema. Ionuț este operator de meserie și sufletul petrecerilor în rest. Este adept al sportului, al plimbărilor în natură și un as în ale curățeniei. Evită să intre în discuții neimportante, să mănânce varză călită și este gata să-și îndeplinească visul. Acela de a ajunge pe jos în Egipt. Nu, pe jos am băgat de la mine, mi s-a părut mai interesant. Adrian este conducător auto și iubește să știe multe lucruri despre orice domeniu. Este primul când vine vorba de sport sau de o ciorbiță de cartof cu afumătură și tarhon. Ceva nu... Ceva aici nu se potrivește, nu e. Ori sport, ori tarhon. Nu. Fuge de gătit, de spălatul manual și de hainele de culoare roz. Bine ați venit! Toată lumea bine, da? Da. Da. Să n-aveți emoții, vă rog frumos să vă distrați. Da. 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 Mulțumim. Mulțumim. De cealaltă parte, familia Pârvan.
Din Ploiești sunt ei, conduși de Mari. Bună, Mari! Bună, Cabral! Mari, bine ați revenit! Cel de-al doilea joc, nu? Da! Bravo! Cu cine ai venit? În această seară am venit cu iubitul meu soț, Ionuț. Ați văzut-o cum s-a încordat? Trebuie să-i zic iubitul, cu iubitul meu soț! Ați văzut? Da! Salut, Ionuț! Salut, Cabral! Salut! Simpaticului meu naș și tot Ionuț. Salut, Ionuț! Salut! Adorabilei mele nașe, Cami. Bună, Cami. Bună. Și drăgălașii noastre verișoare, Dani. Bună, Dani. Bună. Toată lumea bine, da? Da, da. Foarte bine. S-a baftă. Mulțumim. Baftă. 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 Si. Baftă. Jucăm? Runda întâi, capitanii în față. Să vedem câte variante avem. Am întrebat 100 de români, în afară de telefon, ce protejezi cu o husă? Calculator. Calculator. Avem laptop, foarte bine. Mașina. Mașină. Un punct diferență, bravo. Jucăm, pasăm? Jucăm. Mulțumesc, Mari. Hai să jucăm. În afară de telefon, ce protejezi cu o husă? Tabletă. Sună bine. Bravo. În afară de telefon, ce protejezi cu o husă? Chitară. Nu e acolo. Ideea bună, dar nu e acolo, Ionuț. În afară de telefon, ce protejezi cu o husă? Televizorul. N-am mai făcut asta, dar nu te contrazic. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Adrian, în afară de telefon, ce protejezi cu o husă? Scaunul de la mașină. Nu zice rău. Nu e acolo? Foarte bine. Nadia, în afară de telefon, ce protejezi cu o husă? Cuțitul. Cuțitul. Nu știu ce să zic eu. Dacă eram în casă, plecam. Cuțitul. Și așa dat din cap, ați văzut? Ce cuțitul protejez cu o husă? Nu e acolo. La motor. Motocicletă. Ochelari. Saltea. Costumul. Primele patru sunt rezolvate. De ultimele patru te-ai putea agăța, Mari. În afară de telefon, ce protejezi cu o husă? Hainele. Câștigă această rundă familia Voicu. Ce ziceți voi că avem acolo? Piscina. Piscina? Mamă, dar ce v-ați dus acolo la bogați, direct? Ochelari. Salteaua este? Bravo. Motocicleta lui, zice. Are o de-aia mică, îi pune... Volanul. Bun? Pernă. Undițele. Aparatul foto. Ar putea fi. Bravo, 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 bravo. Am rezolvat-o pe asta cu husa. Trecem la runda a doua. De acord? Da. Mulțumesc. Cu cine jucăm? Să vedem câte variante avem. Am întrebat 100 de români. Pe ce se contrazic cu scri când pregătesc nunta copiilor? Pe lăutari. Pe lăutari, pe cântăreți. Pe lăutari. Pe lăutari. Așa, mamă.
Pe haine. Pe haine. N-avem varianta asta. Spune, Cosmin, jucăm, pasăm? Pasăm. Pasați? Pasăm. Hai să jucăm, Ionuț. Ionuț, pe ce se contrazic cu scrii când pregătesc nunta copiilor? Aranjamentul de la local. Aranjamentul de la local. Bun. Pe ce se contrazic cu scrii când pregătesc nunta copiilor? Invitați. Invitați. Bun. Dani, pe ce se contrazic cu scrii când pregătesc nunta copiilor? Pe tradiții. Pe tradiții. Nu avem varianta asta. Aveți dreptul să vă sătuiți. Mari, pe ce se contrazic cu scrii când pregătesc nunta copiilor? Pe mărturii. Pe mărturii. Nu? Nu avem varianta asta, îmi pare rău. Vă ascult. Meniu, mâncare? Am înțeles. Meniu. Am înțeles. Meniu. Ok. Meniu. Ok. 4 variante de răspuns, 24 de puncte. Pe ce se contrazic cu scrii când pregătesc nunta copiilor? Pe meniu. Pe meniu, domne. Da? Nu e bine cu sarmale, mă, mama e, mă. Nu e bine. La aperitiv. Câștigă această rundă familia Voicu. Nu puneți bruschețe de-alea la aperitiv, mă, mama e, mă. Puneți de-alea românești, niște chifteluțe. Un ardei gras spart așa. O ceapă, o salată, o din de-astea. Ia zi salata mea cu brânză. Pe biserică. Pe biserică? Pe băutură. Cum? Pe bani. Pe băutură. Pe ce se contrazic cu scrii? Pe bani? Ba, plătiți voi, ba, plătiți voi. Asta ședință. Să fie acolo... Cum? Pe tort? Sunt pofticioși. Aranjamentul floral. Măi! Măi! L-ați văzut? Pe plântuță, cum a zis el, tot diafan, aranjamentul floral. Te și văd. Te și văd. Măi, mamaie, măi. Nu cale, că pentru altceva. Deci... Pe naș. Da? Da. Ha, tu ai adus perne la pilote, n-ai pus una, cum ai pus. Aia. Zice mama că mi-o da. Văleleu, văleleu. Publicitate, revenim imediat. Pline cu furnici. Văleu, mă scuzați, runda a treia. Da. Perfect. Haideți. Să vedem câte variante. 7. Am întrebat 100 de români. Ce folosești la tine acasă în cadă, dar n-ai folosit într-un jacuzzi la un spa? Sare de baie. Sare de baie. Bun. Nu știu. Nu știi? N-ai niciun răspuns? Nu. Buretele cu care te speli. Buretele cu care te speli. A arătat mai mult că spală farfurii, nu știu să zic. Avem burete. Pasăm. Pasați? Hai da, să jucăm, Ionuț.
Cami, ce folosești la tine acasă în cadă, dar n-ai folosit într-un jacuzzi la un spa? Spumă. Spumă. Da. Ce folosești la tine acasă în cadă, dar n-ai folosit într-un jacuzzi la un spa? Gel de duș. Bun. Mari, ce folosești la tine acasă în cadă, dar n-ai folosit într-un jacuzzi la un spa? Lapte de baie. Lapte de baie. Nu e acolo. Ionuț, ce folosești la tine acasă în cadă, dar n-ai folosit într-un jacuzzi la un spa? Aparici. Ce? Aparici. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Ionuț, ce folosești la tine acasă în cadă, dar n-ai folosit într-un jacuzzi la spa? Săpun. Săpun? Eu vă ascult. Rățuște de plastic, de jucărie. Am cele care se... Tot la fel, rățuște de jucărie. Rățuște de jucărie. Tot rățuște. Rățuște de jucărie. Jucării rățuște, da. Jucării rățuște. Șerpișor. Să mă apăre Dumnezeu de așa ceva. Trei variante. Ce folosești la tine acasă în cadă, dar n-ai folosit într-un jacuzzi la un spa? Șampon. Bun, Nadia, măcar n-ai rățuște. Măcar, eu și vă, uitați-vă puțin la Adrian sau la Ionuț. Uitați cum stau ei, îi și vezi în cadă cu rățușile. Nu, dar, pe bune, nu mai gând cu spumă până aici. Am pierdut rățușca. Dă seama cum arată. Ce, Adrian, lasă-mă, ce, nu găsesc a patra rățușcă. Câștigă această rundă familia Voicu. Da, dacă îl lovește psihoza, eu zic, când le-am zis, aveți dreptul să vă sfătuiți sau la oalt. A zis unul, băi, cred că-s rățuștele. Și vreau și-a luat tot filmul, rățuștele. Dar chiar, bă, sigur că nu te duci cu jertfă, parcă te făcu rățușca la sub braț, ajunge în jacuzzi la spa, se bagă bună ziua, e și Fernando cu noi. Și stă Fernando pe bule pe acolo. Nu, da, acasă, în schimb, ce face Fernando acolo? Nu e apă caldă, dar în rest... Da? Bine că nu scrie rățuște, domnule. Da. Nu, că așa ciocănel de la de apa în șu. Ce altceva? Piatra Pons sau petare de trandafir? Uitați-vă ce diferență, doamnele, sau și-au imaginat. Uite ce ne întreabă, ce folosim în baie acasă și nu la spa. Bine, atunci în baie acasă eu folosesc petare de trandafir. Iau 8 kg, vin la sac așa și pun acolo și mă bag așa între petale. Mai intră alea sub braț așa, să mai bagă, să mai alea, se durează mult până le scoți. Domne, dar așa frumos e cu peletele alea de trandafire, de n-ai văzut. Și vine Silviu, Piatra Pons, cam aici, o. Și trebuie să fac hr-hr. Și lumânări. Cred că arată într-un fel când ajungi la spa și pui acolo, cum e, că nefiind pătrat spa-ul ăla de ăsta, jacuzzi de la... E rotund de obicei, la piști, la asta, la spa alea mari. Vii cu două lumânări, le pui acolo. Ce? Să fie de sufletul lui aia acolo. Uitați, v-am adus, luați fiecare câte o batistuță de asta, să aveți aici. Că prosoape ne dau ăștia. E, ăsta ar fi o apariție. Asta ar fi o apariție, este bagi la spa, în jacuzzi, bună ziua. Are cineva o spumă? De ce? Runda A. Punctele sunt... Cu cine jucăm? Ok. Să vedem câte variante. Om serios, te duci cu rățuște, auzi? Am întrebat 100 de români. Ești faimosul haiduc mărgelatu. Ce ai la cingătoare? Pistol. Favorit?
Jucăm, pasăm? Jucăm. 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 Hai să jucăm, mulțumesc, Ami. Adrian, ești faimosul haiduc mărgelat. Ce ai la cingătoare? Semințe. Nadia, ești faimosul haiduc mărgelatul. Ce ai la cingătoare? Sabie. Cosmin, ești faimosul haiduc mărgelatul. Ce ai la cingătoare? Whisky, alcool. Bine, să se mai încălzească omul, nu? Până îi încălzește pe alții. Bun. Ești faimosul haiduc mărgelatul, cel de-a cingătoare. O bâtă. Nu-i panică, e primul X. Ionuț, ești faimosul haiduc mărgelatul, cel de-a cingătoare. Cartușă pentru pistol. Bun. Adrian, ești faimosul haiduc mărgelatul, cel de-a cingătoare. Praf de pușcă pentru pușcă. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Ideea bună, Adrian, nu e acolo. Îmi pare rău. Nadia, ești faimosul haiduc mărgelatul. Ce ai la cingătoare? Pune ceva acolo. O curea. Mai, mai, mai! Ok. Ținte. Ținte. Cuie. Cuie. Săculețul cu bani. Săculețul cu bani. Cureaua. Cureaua. Trei variante. Nu vreau să zic așa, dar cam avea nevoie de punctele astea. Zic și eu, nu dau cu parul. Ești faimosul haiduc mărgelatul, cei la cingătoare. Pușca. Pușca. Pușca? Câștigă această rundă familia Voicu. Cum? Zahărul pentru cale. Bani. Țigări. Apă. Ceas, da, la cingătoare. Mhm. De la cucuc. Unde-s pistoalele? Unde-s... runda A? Haideți! Eu de fiecare dată când mă întorc la ai noștri din public și întreb ceva, mă simt exact, dacă ați văzut secvența aia, să suie un domn într-un autobuz, undeva prin țară, nu mai știu, cu ocazia unui eveniment ăsta mare, nationwide, cum a zice francezul, o sărbătoare mare. Și era un autobuz plin cu oameni care se întorceau de la nu știu ce petrecere. Și erau toți nuți. Și ăsta, nu mai știu, efectiv mi-am aduc aminte ce ocazie a fost și întreabă, cum a fost? Și a răspuns toți într-un cord ăsta, complet dezordonat. Deci v-a plăcut. Mai mergeți? Așa și voi. Ce urmează? Cea! Așa, da, de aproape. Mamă, ce e acolo? Armată e! Ia-i, ui, 8! Am întrebat 100 de români. Obrazul subțire cu cheltuială se ține. Ce te face să arăți mai bine, dar costă mult? Hainele. Hăinurile. Avem, bravo. Încălțămintea. Încălțămintea. Galoși n-avem. Jucăm, pasăm? Hai să jucăm. Mulțumesc. Mari, obrazul subțire cu cheltuială se ține. Ce te face să arăți mai bine, dar costă mult? Machiajul. Machiajul. Foarte bine. Ionuț.
Obrazul subțire cu cheltuială se ține. Ce te face să arăți mai bine, dar costă mult? Bijuteriile. Avem bijuteriile. Obrazul subțire cu cheltuială se ține. Ce te face să arăți mai bine, dar costă mult? Mașină. Mașină. De pe iaht te vezi mai frumos. Cami, obrazul subțire cu cheltuială se ține. Ce te face să arăți mai bine, dar costă mult? Coafiura. Avem, dar nu sunt convins. Dani, obrazul subțire cu cheltuială se ține. Ce te face să arăți mai bine, dar costă mult? Tratamentele faciale. Tratamentele faciale. Foarte bine. Mari, obrazul subțire cu cheltuială se ține. Ce te face să arăți mai bine, dar costă mult? Operațiile estetice. Operațiile estetice. Bun. Adică bun, e acolo. Ionuț, obrazul subțire cu cheltuială se ține. Ce te face să arăți mai bine, dar costă mult? Tatuajul. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Ionuț, obrazul subțire cu cheltuială se ține. Ce te face să arăți mai bine, dar costă mult? Mușchi. Ce? Mușchi. Mușchi. Foarte bine, domnule. Cami, obrazul subțire cu cheltuială se ține. Ce te face să arăți mai bine, dar costă mult? Extensiile. Extensiile. De păr. Tot insiști cu părul ăsta, Cami, nu, să știi că nu face treabă. Nu tot și și arată de păr. Nu. Nu. Ok. Ceasul. Ochelari de soare. Ceasul. Ceasul. Accesoriile. O singură variantă, foarte multe puncte în joc. Ați jucat foarte bine, bravo. Mulțumim. Foarte bine jucat. Obrazul subțire cu cheltuială se ține. Ce te face să arăți mai bine, dar costă mult? Accesoriile. Dacă mi-ai dat treiul, azi că am câștigat jocul. Câștigă această rundă familia Pârvan. Ce avem acolo la trei? Dantura. Danturili. Cum? Implant de păr. Măi. Lipoabsorpție. Iată. Runda A. Punctele sunt... Capitanul în față, în față! Să vedem câte variante. 7. Am rugat 100 de români să completeze. Un capăt de... Lume. Lume. Bun. De ață. Ață. Bun. Jucăm? Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Mari. Un capăt de... Țară. Țară. Foarte bine. Un capăt de... Pai. Pai. Primul X. Ionuț. Un capăt de... De drum. De drum. De drum. Nu zici rău. Speram. Bun. Adrian. Un capăt de... Țeavă. De țeavă. Tot de la rățuștele alea ți se trage. Aveți dreptul să vă sfătuiți.
Nadia. Un capăt de... Ac. Vă ascult. Capăt de linie. Am înțeles. Capăt de pod. Am înțeles. Capăt de pod. Am înțeles. Capăt de linie. Am înțeles. Cinciu, șasele sau șaptele v-ar putea aduce 273 de puncte. Runda și jocul. Decizie e la tine. Tu ești capitanul, tu ai cerut. Un capăt de... linie. O fi capătul vostru de linie? Sau nu? Să sperăm că nu. Câștigă runda și câștigă jocul familia Pârvan. Foarte aproape. Foarte aproape. V-ați luat cu răsuștele la voi doi. Foarte aproape și extrem de bine jucat. Dar furăcioși, mari, așa, pe ce n-ai văzut. Ce mai avem acolo? Capăt de pod. Pod. Capăt de pod. Eu, că sunt pasionat de autoturisme, utilaje și chestii cu motor, electric, termic, cum s-o nimeri, m-am gândit doar cât m-a costat capul de bară. Numai la cap de bară, mă, gata, cap de bară. Doamne, cât a fost cap de bară și a fost plus TV. Aoleu, foficatul meu, toată runda. După ce că aveam în cap toate rățuștele lui Adrian, mi-a venit și capul de bară și cu factura școală, mi-a trecut tot cheful de viață. Cap de bară. Eu tot aud, nu știu ce zici, dar îți jur că am auzit de trei ori cap de mort și nu știu cum să reacționez. Efectiv, nu știu cum să, nu știu ce să mai zic, că e a treia oară când spui și nu știu cum să, ce să mai zic. De pod. De pod. De pod, a zis? De pod. Aha, nu, nu vă comportați ca și când, când să fi zis eu așa ceva. Te rog frumos, nu, cu tot dragul, nu. Ai văzut? Ai avut de ales între două treburi. Una a venit cu jocul, cealaltă venea cu năcazul. Da. Ce anume? Ce? Capăt de rai, nu? Da, ai râs. Te-ai gândit că a fost cu ăla ce că acum avea. Ha, hai! Uf, mă fac eu cu voi, nu știu. Rândă fulger, pregătiți-vă. Iar pentru voi, aplauze. Pentru că a jucat bine. Iar a jucat bine. Și mi s-a părut că v-aș și simți bine. Da, Nadia, da, a avut niște emoții, Doamne ferește așa ceva, dar te-ai luptat cu ele și ai fost pe linie. Cosmin, în schimb, la fiecare replică, nu știu dacă ați văzut, se ștergea că îi transpirau mâinile de leșinat. Era să ștergea pe palme. Și ce e aia? Albastru. Aia cum e? Roșu. Dar ai jucat bine. Da. În același timp. Voi doi cu răsuștele să nu vă hot. Sper să ne revedem. Da. Să fiți bine, mulțumim. Să ne revedem cu bine și vă mulțumesc că ați venit. Mulțumim. Ciao. Toate bune, Cosmin. Toate bune, Ion. Mulțumim. Toate bune, Adrian. Mă, nu, că simt niște rățușe să le facem cadou totuși. Tălea mici, micuțe, cu botul roșu, le știți? Asta zic. Le știți, nu? Aveți și voi. Da, și ați râs de oamenii ăștia când am zis. Pauză scurtă, revenim cu rundă fulger. Doamnelor și domnilor, am ajuns la runda fulger. Au câștigat până acum multe puncte care se transformă în bancă. Am uitat cât au câștigat. Dar ar putea adăuga 2500 de lei. Cred că erau 400 și ceva de puncte. Deci cumva se transformă, sunt 130 de lei. Nu m-a contrazis nimeni. Măi, oameni buni, tocmai am tras din bani. Nu zice nimeni nimic. Noi ne-am distrat. Sunt 1788 de lei.
n-am calculat, mi-au zis colegii în cască. Trebuie să fii și sincer, totuși. Adăugăm 2500. Cu cine? Cu nașul meu Ionuț și cu nașa Cami. Hai! Două. Perfect. Cu cine? Încep. Cu mine. Cu el. Ne vedem mai încolo. Ok. Mersi. Douăzeci de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Nu știu un răspuns. Pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final. Cronometrul pornește din momentul în care termin de rostit prima întrebare. Jucăm? Jucăm. Baftă. Mulțumesc. Am rugat 100 de români să completeze. Sunt un părinte îngăduitor, dar nici măcar eu nu l-aș lăsa pe ăla micu să-și ia ca animal de companie... Un dinozaur. Tocmai e terminat de făcut curățenie. Câte zile rezistă? Una. Ce-ți vine în minte când auzi cuvântul tunel? Întuneric. În afară de pa, cum mai spui la revedere? Te pup. În afară de doctor, numești o profesie care se termină în or. Dirijor. Și eu te pup. Vreți să vedem? Hai să vedem. Sunt un părinte îngăduitor, dar nici măcar eu nu l-aș lăsa pe ăla micu să-și ia ca animal de companie. Ce zici, scuză-mă? Dinozaur. Un dinozaur. Aie. Ca să-mi gălăgiu ești, dom'le, nu de alta. Nu e. Plus că mănâncă mult. Da, e greu de scos afară pe-n parcă, dacă e dat drumul... Aie, aie. Cam avut, dar... Am mâncat toți vecinii. Tocmai ai terminat de făcut curățenie. Câte zile rezistă? Depinde de dinozaur. Una. Ia să vedem. Vine o zi. Bun. Ce-ți vine în minte când auzi cuvântul tunel? Și tu ai spus? Întuneric. Întuneric. Ok. Bun răspuns. În afară de pa, cum mai spui la revedere? Te pup. Pa, pa. Bun, bun. În afară de doctor, numește o profesie care se termină în or. Dirijor. Dirijor. Bun. Totuși, 100 de puncte în cap, foarte bine, bravo! Mulțumesc! Și eu mulțumesc! Bine acum, Ionuț! Domnule, 25 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Nu știu un răspuns, pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final. Da. Cronometrul pornește de momentul în care termin de rosti prima întrebare. Și dacă, la un moment dat, îmi dai un răspuns, aude sunetul ăsta... Înseamnă că mi-a dat deja camia ce răspuns și ar fi bine să ne repede un altul. Ok. Ok? Da. Jucăm? Da. Baftă. Mulțumesc. Am rugat 100 de români să completeze. Sunt un părinte îngăduitor, dar nici măcar eu nu l-aș lăsa pe ăla micu să-și ia ca animal de companie... O pisică. Tocmai ai terminat de făcut curățenie. Câte zile rezistă? O zi. Altceva? Două. Ce-ți vine în minte când auzi cuvântul tunel? Negru. În afară de pa, cum mai spui la revedere? Ciao. În afară de doctor, numești o profesie care se termină în or? Salaur. Okay. Vreți să vedem? Am înțeles. Hai să vezi la ce s-a gândit. Sunt un părinte îngăduitor, dar nici măcar eu nu l-aș lăsa pe ăla micu să-și ia ca animal de companie... Pisică. Pisică. Fiecare cu ce. Foarte... Clar. La punct este tot acolo, tot acolo da. E... Da. Avem favorit șarpe, apoi tarantură, broască, leu, iguană, lup, tigru, câine. Dinozaur și cu pisică nu s-a dat. E din aceeași familie. Tocmai ai terminat de făcut curățenie. Câte zile rezistă? Tu ai spus?
Două zile. Tu ai fost la fel generos. Pesimist prima oară. Și apoi când ai auzit că pesimismul s-a dat, te-ai dus spre optimism și ai dublat, cum ar fi. Exact. Două. Favorit avem așa. 2 zile, 3 zile, 1 zi, 5, 4, 1 săptămână, 6 zile. Ce-ți vine în minte când auzi cuvântul tunel? Negru. Negru. E prea la îndemână să fac o glumă, așa că o să trec peste ca și când. E la prima mână, nu se face. Clar. Favorit, întuneric. Apoi tren, metrou, mină, munte, călătorie, carpian, luminiță. În afară de pa, cum mai spui la revedere? Ciao. 137 de puncte, lipsesc 63. Reușim? No. Reușim 25 aici, lipsesc 38. Favorit? Te pup. Apoi ciao, pe curând, bye bye, ne mai vedem. Te salut, cu bine, ne auzim. În afară de doctor, numește o profesie care se termină în or. Și tu mi-ai zis? La or. Da, nu e. Favorit? Profesor. Apoi constructor, sudor, instalator, masor, actor, croitor, controlor. Corect. Ne oprim la 162 de puncte, dar astăzi a jucat bine. Felicitări, Ionuț. Mulțumesc. Haideți cu toți încoace, familia Pârvan. Am și o întrebare pentru voi. Cum e corect? Masor sau masseur? Masseur. E acceptat și cu er și cu or. Și masor și masseur. Așa e, nu te duci la un masor ca săracul. Te duci la masseur. Iartă-mă pe eu. Nadia, haide și voi cu încredere. Oameni buni, pentru astăzi ne oprim aici. Sigur, familia Pârvan merge mai departe împreună cu voi, dacă aveți timp și chef, și cu noi și altă familie frumoasă, dar desigur, ediția următoare. Toate bune, sănătate și mult zâmbet în viață!